generată de creșterea prețurilor la energie. Aceste măsuri vor contribui la creșterea rezilienței economice și la menținerea locurilor de muncă pentru români. Pentru garantarea eficienței măsurilor de protecție a cetățenilor, consumatori casnici, urmează a fi refăcute facturile care nu au respectat plafoanele reglementate. Până la refacerea calculelor de către furnizori, aceste categorii de facturi nu vor fi purtătoare de penalități. De la 1 aprilie, consumatorii casnici cu un consum lunar de până la 300 kWh vor beneficia de o nouă schemă de protecție care va include TVA redus la 5%, precum și compensarea certificatului verde și a bonusului de cogenerare pentru consum. Vom reduce costul energiei electrice la consumator prin compensarea bonusului de cogenerare și contravaloarea certificatelor verzi. Vom elabora o schemă de sprijin și pentru gaze naturale. În domeniul sectorului agricol și al industriei alimentare, vom lansa măsurile de sprijin la 1 februarie și le vom menține active până la data de 1 iulie. Analizăm totodată, la nivelul Guvernului, introducerea unei noi scheme de sprijin pentru IMM-uri începând cu 1 aprilie. Protejarea cetățeanului este principala preocupare a Guvernului pe care îl conduc și vom dispune măsuri în consecință. Este însă foarte important să înțelegem că toate aceste măsuri necesită coerență și coordonare, folosind toate pârghiile decizionale de care dispunem. Vom prezenta toate aceste măsuri în următoarea ședință a coaliției. Vă mulțumesc!